Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou împreună. Bine ai venit, Gheorghiță. Bine v-am găsit. Iată, Gheorghiță e decis să apuci de apicultură. Eu, din clipa care te-am decis, să știi că nu te las nicio clipă, chiar dacă tu ești, să spunem, la început și nu ai atâtea informații, dar îmi spuneai că stai de vreo trei săptămâni. Stai tot timpul cât găsești noaptea, ziua, când găsești un pic de fereastră, un pic de timp, stai și te informezi. Gheorghiță. Da. Trebuie să spun că acum ne aflăm la biostucul acesta, pe care l-am folosit la mulțime. Și așa cum am obișnuit, am făcut-o de fiecare dată, nu fac lucrurile decât transparente și la vedere. Acum tu ai ocazia să vezi concret cum eu îți pregătesc biostucul, acela pe care tu îl vei lua la tine acasă, da? Să vezi cum mi-am făcut un plan de lucru. Eu am stat, tot m-am stat de alaltă de când am vorbit împreună și am zis, cum fac eu ca să am, cum se spune, ideea cea mai bună. Aici am avut, trebuie să mărturisesc, am împerecheat 5 mănci. Ce înseamnă asta? Am dat aici în față, am dat în două, buzunărelul l-am dat în două, adică numai două rame, că am avut o fanta, un ghidaj pentru două rame și am scos pe gâtul ăsta, până că pot să vii pe partea asta să filmez ca să arăt ce anume am făcut. Am dat albina o parte de a intra pe gâtul ăsta pentru cele două rame. S-o împerechea matca. Gâtul ăla, gâtul ăla se pune numai când vreți să împerecheați. Sigur că da. Deci trebuie închis. Când nu e vorba de împerechere, trebuie închis. În momentul de față, tu când îl vei lua acasă, vei vedea că nu ai alta deschisă. Da, am văzut. Nu e deschisă. Pentru că nu l-ai folosit la mulțire. Nu ai interes să faci, să treacă albina pe acolo. Și cele două rame cu matca de aici le-am dus în altă parte și am dat drumul acum în totalitate. Deci buzunărelul este pe matca care era pe trei rame sau patru rame aici în spate. Deci este organizat buzunărelul, nu mai am treabă. Ce urmează acum? Eu să viu cu stupul acela care ți l-am pregătit, ultima generație de-o adus de orel, acum cu rampă de zbor, dublă rampă de zbor, pentru că, dragilor, în momentul în care eu am să mai pun aici, de aceea vreau astăzi și mâine să-i pregătesc, încât să fac așa cum am spus, aici am 6 rame cu puiet căpăcit, da? Da. Matca asta fiind tânără la început acum, de anul ăsta, nu are 6 rame cu puiet căpăcit, înțelegi tu? Da. Dar eu voi aduce rame cu puiet din altă parte, le voi pune aici, am tehnica asta prin care reușesc să aduc albină gata de cluzionare din alte familii, fără niciun risc. Da? Asta e o ramă cu un pic de hrană. Vreau să vezi exact ce s-a întâmplat cu matca asta. Vreau să și le arătăm prietenilor noștri. Valoarea unei măți citește după ce a început să căpăcească. Vezi aici, căpăcește, a căpăcit deja, a început să căpăcească. Da. Da? Matca tânără bate foarte atent, foarte bine. Ai. Da? Și ușor, ușor se extinde. Se extinde până în margine, da? Da. Ea pleacă din centru, când începe să depună. De ce s-au maturizat mai repede? Au ajuns la noua zi, s-au pus căpăcelul în sfârșit și ușor, ușor se extinde. Așa pleacă la treabă de pe fiecare rac. Da? Deci iată, de jur, și pe stânga și pe dreapta, da? Au început să depună și mierea, coronița. Și în coroniță, da. A început-o pe partea aia altă. Da, și se vede și e aici. Mai frumos. Începe să-și dea drumul și un pic, cred eu, teiu. Îl aștept cu nerăbdare să după atâția ploi. Da, după atâta perioadă urâtă și... În sfârșit,
sperăm că cât de curând va porni. De la o zi la alta, la știu, dacă acum căldurile astea, așa cum este astăzi, destul de cald, sper să împingă tăiul foarte repede în față. Tot așa, iată coronița, vezi? Ce înseamnă coronița? Partea de sus, da? Aici. Așa, așa. Unde depune mierea. Da, mierea, da, pentru... Și în partea de jos sunt ouă și larve. Deci partea aceea de jos, unde nu vezi? Aici. Așa, așa. Da. Toată aceea este bătută cu ouă și larve în creștere. Și pe o parte și pe alta. Deci toată asta aici, care e goală, e cu larve și ouă proaspete. Ai putea să te uiți să vezi? Ia să văd dacă tu sesizezi. Aici. Aici. Trebuie să fie ceva alb. Da, 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 se vede. Se vede, da? Se vede. Foarte se vede bine. Foarte bine. E clar. Sper să găsim și matca, să o și vezi. După care i-am băgat o ramă, l-a crescut o foaie. A crescut-o și-o bătut-o cu puiet, cu ouă. Te rog să te uiți dacă vezi larvele așa. Da, aici parte, da? De jos. Da, toate, da, da. Toate da, e bătută, da, cu puiet, da, 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 larve în creștere. Da, se vede chiar bine. Da? Așa, da, și pe o parte și pe da, alta. Da, da, da. Da? Da, ia uitați ce bine se vede partea de jos. Perfect. Da. Să le arătăm și prietenilor noștri. Și iată matca. Așa arată matca tânără, da, adică cum suflet de... Ea lucrează puternic, bate cum, așa, serios. Mai arătați, da? Uite-o aici, aici. Deci matca de anul ăsta, ea în creștere, adică vreau să spun că tu ai văzut văcuța în primul an, e mai mică, ea se da, așează da, în al doilea, da, al treilea, da, 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 da. Așa. Dar cum suflă, așa, lucrează din plin, da? Lucrează din plin. Da, deci e mătcuță de anul ăsta, din schimb, liniștit. Deci mătcile pe care le am și ți le dau sunt din schimb liniștit de matcă, da, cele mai valoroase. Da, da? Așa am vorbit cu tine, așa fac. Nu discutăm. Știi ce am eu? Am atâta dorință cât ai și tu ca să reușești. În momentul de față eu nu sunt vânzător. Eu îmbrac haina cumpărătorului. Ce și-ar dori un cumpărător? Să dă un bănuț, dar să aibă șansa să ia ceva de calitate, nu? De calitate, da, sigur că da. Și să aibă șansa să se dezvolte încât să spună, domnule, ce bine îmi pare, m-am dus la omul ăsta și uite, cu tot dragul, cu tot sufletul, a făcut o lucrare care mi-a mers la suflet. Deci așa, asta. Nu știu dacă ai văzut filmulețul acela când în primăvară mi-a venit Roxana, nevăzătoare. Am văzut. Da? Acum, am văzut. Nu știam foarte bine, că mi-am dat seama. Ea cu ochii sufletului știa tot despre albină. Din la filmele mele pe care le auzise, da, că da, doar ea n-am văzut filmulețul, dar știa absolut tot. Încât pe băiatul cu care era, pe soțul ei, l-a ajutat foarte mult. Ea l-a ajutat foarte mult. Pentru că avea simțul ăsta al... percepere unor fenomene pe care nu le văzuse. Al magazinării unor date. Da, da, informații foarte multe. Corect. Așa. Și acum... Și iată o ramă pe care o luat-o mai devreme. Iată, dragilor. Bine, cum spuneam, dinspre centru se duce în exterior, da? Bătută cu puiet, foarte frumos. Asta este puietul căpăcit. Da. Pe margine, pe acolo, sunt larvele, așa, și se extinde până prinde toată rama. Și aici astea două? Care? Alea. Astea au fost niște botcuțe, niște minciunele, să le zic așa. Ea are un simț foarte clar a tot a ce înseamnă echilibrul ăsta între spațiu și, să spunem, și ce are de ecluzionat. Și se gândește, fiindcă asta l-a avut de data trecută, se gândește să fie acolo, de proteja și să uita. Mai într-o, la un moment dat, peste vreo lună de zile, dacă tot în spațiul ăsta,
3 săptămâni, o lună, tot în spațiul ăsta rămânem, o să fim foarte multe și o să dăm drumul la bot și să încercăm să creăm, să ne facem o altă regină și fac și ele planul lor, da? Deci, dar ea o minciunică, hai să zic așa, e de data trecută, nu e acum. Numai că noi nu o să-l lăsăm așa să evolueze, ci o să venim și să se punem într-un alt stup, vedem ce facem, da? Deci, concret, aici ar fi 4 lame cu puiet, nu? Așa. Dacă mai aici viu cu încă 2 rame cu puiet, atenție fac, viu cu 2 rame cu puiet căpăcit full, gata de ecluzionare, o scoatem pe asta de aici și o facem acum. Deci pe asta o scoatem, pentru că aici mai trebuie să aduc 2 rame, cum spuneam, 2 rame cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare, ca să-i bag doică. Înțelegi tu? Adică ce înseamnă doică? Albina, în prima parte a vieții, este cea care hrănește larvele. Ea aici are, e supra-solicitată cât privește nevoia de a crește urmași. Supra-solicitată. Îi fac un bine nemaipomenit, pentru că dându-i doică, dându-i albină tânără, care în prima parte a vieții secretă foarte bine lăptușor de matcă, i-am făcut un bine cum nu închipui. De aceea, eu acum mă duc și viu cu 2 rame cu larve care gata ecluzionează și îl încheiem pe ăsta din spate, adică să spunem, am făcut lucrarea pentru ăsta din spate perfect, cum am promis, 6 rame de puiet ca să fie treaba de calitate. Uite, acum mă duc. Mai stai de vorbă, așa vă mai povestiți. Nu, Foinică. Ca să nu întrerupi. A, mai filmez și mine, foarte! Vă bag pe zoom. Poți să te apropii, du-te pe partea aia altă, Gheorghiță. Se mai uiți. La rama clăbitoare tot timpul se pune aici. În mijloc. În mijloc. În mijloc? Nu, aici. Nu, acolo, acolo, da, aici. Lângă, da. Da, aici. Lângă racla despărțitoare. Tot timpul acolo se pune. Da. Și ai 4 găuri. 4, 2 de jos, care sunt pentru ventilații, da. Iar 2 alea de sus, una pentru trecere a albinii din față în spate, da. Iar aia altă, deci în funcție de cât vrei să dai drumul, din față în spate, la circulație. Foarte interesant biostupul ăsta. Da, păi e acum, e ultima generație care e invenția domnului profesor. A luat și medalii de aur, mi-au povestit. Da. Da, mi-a zis dânsul că tot timpul face îmbunătățiri la structură. Da. Mai mult aici facem experimentări. Și vă dați seama cam ce da. Ar mai trebui, ce... În funcție de evoluție, în funcție de vreme, în funcție de cât e de cules, mai mult supraveghere, plus că